la bariera aici, acolo, unde se circulă. Și niște doamne vorbeau că ăla circulă. Deci înseamnă că îi dă... După ora... Deci, așa era, da. Deci zice că se termină la ora 24, ceea ce nu cred că îi dă. Că nu pleacă ea la 4. Păi, nici n-au 10 ore. Ea lucrează... Doamne. La Blăjei și n-am cum, nu știu cum vine, așa te rog, da? Da. Colegii, de ce nu se circulă la barieră la Blăjei? Deci, să nu se circulă la barieră la Blăjei? Acum, da, nu, cam în oferte la Sărbijinie. Până când mai e domnul Valentin Lucian? Lucian, până când mai e domnul Valentin Lucian? Cred că a plecat. N-a plecat. Am vorbit eu cu Dumnezeu, am vorbit cu doamna Georgescu ca să... Sunt sigură că e în țară sau nu e. Și nu pleca asta, am vorbit pe țara cu Dumnezeu. Din cauza accidentului. Da. Da. Helicopterul. Ne întoarcem pe partea cealaltă. Nu știu. A, i-am stat că mai fost o dată, am stat, am ajuns acasă la 7. Știi cum era acolo, că eu m-am uitat, că ziceam eu. Știi cum era ăla? Nu știu ce să spun. Da, dar vezi că pe sensul ăla sunt aia care vin de la județean, nu știu, da. Hai că i-a dat drumul. I-a dat? S-a mișcat drumul? Uh-huh. Haide, Doamne ajută, Doamne! Cu duba aia. A fost odată săptămâna trecută. Apoi săracul ăla a întrebat cum i-ai... Nu mai putea unde e accidentul și nu i-a răspuns. Nimeni. Da, mă. Da, mă. Tot așa a fost miercuri trecută sau joi. Nu mai țin minte în ce zi. Tot așa s-a întâmplat la 3 și am ajuns acasă de la 5 la 7. Mașina de la 5 a venit la 6.
Mi-a tăiat toate plutele.